Dacia, Imperiul Dac. Iar îmi pun întrebări, bă băieți, și nu-mi place că nu găsesc tot. Ne-au șters ăștia istoria, bă băiatule. De ce zic asta? Că prin anii 1500 și ceva, când Mihai Viteazul ducea două războaie concomitent și cu otomanii și cu austro-ungarii, că toți ne voiau o bucată de pământ. Ce avea el în minte? Avea numai harta asta dacică. Voia să reconstruiască Imperiul Dac. Dar a făcut el unirea cu Moldova, Transilvania și Valahia. Pe timpul lui Traian, care știm bine cu toții că era împăratul Imperiului Dacic cu capitala la Sarmisegetuza, era un rival de necontestat al Imperiului Roman. Și cu Imperiul Roman nu se punea, bă, oricine, că știți bine ce au făcut ei pe vremea aia cu cuiele, cu alea, stați cu minți. E cu, ca și cum s-ar lua un clan de ăsta de la București, acum a făcut și el clanul Usturoi, cu Nicu Gheară. De ce zic că a fost un rival de necontestat? Chiar dacă am fost cuceriți în anul 106 de romani, au un respect foarte mare pentru noi. De ce zic asta? Pentru că romanii la fiecare victorie ce făceau? Construiau câte un arc de triumf și puneau acolo statuete cu generali romani, locotenenți romani, șmecheri de ăștia romani. Dar când au cucerit Dacia, ceva s-a întâmplat acolo, s-a șters din istorie, pentru că la Arcul de Triumf de la Roma găsești 8 statuete dacice, cu luptători daci. De ce? Nu știe nimeni. S-a șters din istorie. Cine și-a dat seama de asta? Prin anul 92-93, un profesor de istorie de la noi și-a făcut licența pe statuetele dacice și le-a descoperit la Roma. Și-a încercat el să găsească de ce, care și cum, că au foarte multe similitudini cu statuetele din columna lui Traian. Și atunci nu s-a găsit pe nicăieri, cred că s-a ascunse la Vatican pe undeva, să nu mai știm noi. Și încă o chestie, istoricii au descoperit că româna este mama limbii latine și nu invers. Adică latina se trage din română, bă, unde vreau să ajung. Suntem șmecheri, bă, de dimineață până seara. Suntem miezul din dodoașcă. Sucă tata ocii voștri.